Vara se mută toamna. Septembrie va fi o lună cu temperaturi extrem de ridicate, dar ideale pentru un concediu târziu. Meteorologii spun că vom avea parte de vreme frumoasă până spre octombrie. Luna septembrie este deja cunoscută ca fiind cea mai călduroasă și mai săracă în precipitații luna toamnei. Și la fel ca în ultimii ani, vara se va prelungi cu cel puțin 2 săptămâni. Poveste bună pentru cei care și-au programat vacanța la începutul toamnei. S-a schimbat foarte mult. Călduri foarte mari, care greu de suportat. Nu știu, parcă nu merge spre bine. Era în general. Sunt cam disperată că e dat complet peste cap. Cum v-ați descurcat vara aceasta? Am stat în casă cu jalzelele trase. Temperaturile vor avea valori apropiate de cele normale de peste 25 de grade Celsius la umbră în majoritatea regiunilor, iar 25 de grade reprezintă pragul unei zile de vară. În plus, prima săptămână a lunii septembrie se anunță și destul de secetoasă. Pot să spun prea multe, pentru că asta e. Până la urmă, suportăm ce să facem. Cum v-ați descurcat vara aceasta? Foarte greu, dar asta e viața. În schimb, în a doua jumătate a lunii septembrie, vremea se va răcori, temperaturile vor ajunge frecvent la valori de 23-25 de grade Celsius.